Premierul vrea ca părinții care apelează la meditații pentru copii să-și poată deduce din impozite cheltuielile pentru ele dacă le pot dovedi cu facturi. Este o soluție, spun economiștii, pentru a-i forța pe profesori să-și declare veniturile din pregătirea privată. ANAF colectează anual în jur de 1 milion de lei de la cei peste 12.000 de profesori care țin lecții acasă ori la domiciliul elevilor. Suma încasată la negru este însă uriașă. Examenele naționale probează anual nu numai pregătirea copilului, ci și prestația profesorului meditator. De 4 ani, din pandemie, dinainte de pandemie chiar face. Din clasa 5-a? Da, din clasa 5-a face. De ce? Pentru că am vrut să fie sigură de ea. Cu 8 ședințe pe lună, ori 9 luni pe an, timp de 4 ani și plătite fără factură cu 200 de lei, rezultă o cheltuială de aproape 600 de mii de lei. Cele mai recente estimări arată că sistemul paralel de educație din țara noastră, așa zisă piața neagră a meditațiilor, a ajuns la 300 de milioane de euro pe an. Sumă neegalată de niciuna dintre țările care au fost studiate. Spre exemplu, în Germania, unde 15% dintre școlari fac pregătire privată, părinții plătesc în total mai puțin de 1,5 milioane de euro pe an. Problema nu este doar nefiscalizarea acestor sume, ci și faptul că din buzunarele părinților, în cele ale profesorilor, zboară o parte foarte mare din bugetul familiei. Între 100 și 200 de roni. Mai puțin, nu cred că... Mai puțin, da. In my hometown, in Syria, it's maybe $2, it's like... For a whole lesson? For the whole lesson. Premierul anunță că se fac analize cu experții băncii mondiale pentru a-i forța pe profesori să-și declare veniturile din meditații, creând avantaje fiscale pentru părinții care pot prezenta facturi. Pentru cei care câștigă mai puțin și pentru clasa medie, vor fi deduceri din impozit pentru meditații. Ar putea scoate la lumină, pentru că părintele ar putea să vină să spună îmi doresc să îmi dai o factură pentru că eu trebuie să îmi deduc un impozit. Un meditator chiar mai slab decât profesorul de la clasă este un meditator care poate să funcționeze. Între timp, prinde lan firmele care oferă deja asemenea servicii cu taxe mult mai mici decât meditațiile în sufrageria dascălului. Prețurile încep pentru o materie de la 159 de lei pe lună. Rezultatele sunt undeva la nivel maximal, la evaluarea națională, de 100% procent de reușită. De la bugetul de stat pleacă spre școli între 11.000 și 23.000 de lei pe an pentru îngrijirea și educația fiecărui copil înscris într-o formă de învățământ, la care părinții plusează oricum cu bani de rechizite, manuale și uneori uniforme.